O poveste cu adevărat șocantă a avut loc chiar în Indonezia, după ce Mariana a decis să facă nunta cu fiul prietenei sale, care este cu 25 de ani mai mic și totodată și minor. Se pare că cei doi miri au mers pe principiul dragostea nu are vârstă. S-au căsătorit civil, în rochie de mireasă și costum de mire, iar imaginile au făcut în conjurul lumii. Ei bine, dacă pentru mulți diferența de vârstă este un impediment într-o poveste de dragoste, iar 10 ani este pragul peste care majoritatea nu pot trece, o femeie de 41 de ani din Indonezia a demonstrat exact contrariul. Mai concret, Mariana s-a îndrăgostit iremediabil de fiul celei mai bune prietene, în vârstă de 16 ani. Cei doi s-au convins de dragoste dintre ei mai repede decât oricine se aștepta, așa că nu au stat pe gânduri că au și înaintat actele de căsătorie. După cununia civilă, ea în rochie de mireasă, iar el în costum de mire, a avut loc inclusiv petrecerea de nuntă. Nu, nu au fost deloc discreți, ci au făcut petrecerea la un resort de lux din Indonezia, unde s-au comportat ca un adevărat cuplu. Alături de ei au fost toți cei dragi, inclusiv mama minorului, Lisa, care și-a dat acordul pentru această căsătorie, în ciuda zvonurilor de pe internet.